Credincioșii parohiei Înălțarea Domnului din municipiul Curtea de Argeș au avut în această duminică bucuria de a participa la Sfânta Liturghie, oficiată de întâi stătătorul eparhiei Argeșului și Muscerului, înalt preasfințitul Părinte Calinic. În cuvântul de învățătură, chiriarhul locului a adresat celor prezenți mai multe sfaturi duhovnicești. Avem chemarea și îndemnul lui Dumnezeu, Sfinților Părinți, a Bisericii, ca noi să devenim prieteni cu Îngerul Păzitor și prieteni cu Sfântul Ocrotitor. Cei din tâi, prietenii ai noștri, care nu ne trădează niciodată. Așa încât atunci când suntem necăjiți, când suntem amărâți, când avem de împlinit o lucrare, primul gând și prima rugare este să ne luăm de ajutor pe Îngerul Păzitor și pe Sfântul nostru Ocrotitor. Parohia Înălțarea Domnului din municipiul Curtea de Argeș a fost înființată în anul 2001 în cartierul Posada, zona 1 Mai, pe terenul oferit de Consiliul Local. Biserica a fost ființită în anul 2008, iar în 2010 s-au terminat lucrările la pictura interioară, realizată în tehnica frescă de pictorul Sorin Irimia din Topoloveni.